atunci când dorim să facem o migdală clasică, la fel trebuie să ținem cont de anumite principii după care putem să facem migdala clasică. La migdale clasică este foarte ambiguă treaba, să spun așa, și la migdale în general, pentru că migdala este o formă strânsă spre vârf. Cât anume trebuie să o strângi, nu-ți spune nicio carte. Spune doar că este strânsă spre vârf, este îngustată la vârf. Dar cât anume o îngustăm, depinde foarte mult de patul unghial, de preferințele clientei, de cunoștințele noastre, de preferințele noastre și așa mai departe. Important este să fie îngustată la vârf și să aibă celelalte criterii respectate și vom putea să scoatem o migdală corectă și frumoasă. În primul rând, de aceea nu o să scriu că din față vedem migdala într-un singur fel, pentru că putem să vedem migdala într-o mie de feluri. Iarăși, denumirile migdalelor sunt foarte controversate. De aceea, mai bine o lăsăm spusă migdală clasică, că este migdala aceea cu care, să zic așa, am crescut, cu vârful mai îngust și alungit, migdală îngustată la vârf și lungă. Atâta tot, ea este, dacă întrunește aceste condiții, ea este o migdală clasică. O migdală clasică are pereții laterali convergenți, are vârf rotunjit și îngustat, are apexul poziționat pe 30% pe mijlocul patului unghial sau mai sus, după cum dorește fiecare. Aici ar fi la mijloc și aici ar fi la mijlocul patului unghial. Da? Deci nu-l punem pe mijlocul unghiei totale, pentru că ar fi un apex de oval și își pierde caracteristică de migdală, ci îl punem cel mai jos pe mijlocul patului unghial. Da? Aici avem crucea, pe mijlocul patului unghial cel mai jos sau mai sus, dacă dorim. Da? Este un apex de 30%. Apex. Pe lângă apex mai avem o proporție la migdală de un minim 1:1, cât am patul unghial, cel puțin atâta mai adaug încă o dată, și de un maxim 1:1,5. Fac un minim la migdală și la formele acestea care sunt ele minim lungi, fac un minim atunci când am un pat unghial lung deja. Dacă vine un pat unghial deja foarte lung, nu o să fac o proporție lungă și ea, da? Pentru că o să vină o unghie imediat cât tot șablonul, mai ales dacă clienta vrea o formă de salon. O să-i fac o proporție minimă sau atunci când patul unghial este foarte lung și foarte îngust, pot să scad sub proporția minimă și să întrunească totuși condițiile unei migdale. Dar dacă patul unghial deja are o anumită lățime și scădem sub minim, nu va mai întruni condițiile pentru o migdală corectă. Dacă vine un pat unghial foarte scurt, un pat unghial ros sau știu eu, pur și simplu este un pat unghial mai scurtuț și poate mai lat, o să ținem o proporție de 1:1,5. Pentru că dacă ținem o proporție doar de 1:1 pentru un pat unghial care el este deja scurt, o să iasă ca un ou migdala noastră, da? Nu o să fie o migdală, o să fie cel mult un oval. Din lateral această formă are caracteristică foarte importantă acest apex de 30% care îmi dă o pantă care urcă și o pantă care coboară diferite față de ce am văzut la forme până acum. Și anume, avem apex de 30% care îmi generează o pantă ascendentă. Dacă mă uit la ea față de cealaltă pantă, o văd că este mai scurtă și scriem pantă ascendentă scurtă. Și avem o pantă descendentă, da? Văd că nu este ax longitudinal, nu coboară complet drept, are o ușoară curbură.
Asta este frumusețea amigdalei și asta este caracteristica principală a amigdalei. Ea este curbată, nu coboară pur și simplu o pantă un ax longitudinal înclinat, ci este o pantă, o curbură descendentă. Lungă. Dacă țineți minte de la oval, aveam o pantă ascendentă cu pantă descendentă egale. Aici, la amigdală, panta ascendentă este mai scurtă, panta descendentă este mai lungă. Laterala inferioară, din punctul de creștere și până în vârf, avem laterala inferioară ridicată la aproximativ 30 de grade față de axul central. Da? Laterala inferioară este ridicată, ușor curbată și ridicată din punctul de creștere până la vârf. Thank you.
Thank you.